Sistemul electronic al cardului național a fost blocat vineri, iar ieri alte câteva ore, din cauza unor variații de tensiune. În tot acest timp, activitatea din cabinetele medicilor de familie a fost blocată, iar pacienții nu au putut să-și ridice rețetele sau trimiterile către specialiști. Pentru a rezolva o parte din cererile bolnavilor, astăzi, la prima oră, medicii au fost nevoiți să stea peste program. Au fost probleme în ziua de vineri, în toată dimineața, deci de dimineață până la aproximativ 13:30, programul nu a funcționat. O altă disfuncționalitate tot a serverului central a fost ieri, luni, aproximativ de la 16 la 19, când din nou n-am putut lucra, dar am rezolvat toate problemele după programul nostru de lucru, încât pacienții astăzi de dimineață au avut la dispoziție problemele rezolvate. Pacienții sunt nemulțumiți de toate aceste disfuncționalități care apar în sistemul electronic al cardului național. Acest sistem ar trebui să funcționeze pentru a nu mai apărea astfel de probleme? Eu vă spun în modul cel mai serios, ar trebui, pentru că pacienții nu trebuie să se ducă, sunt cu nevoi, sunt cu multe probleme de sănătate și nu ar trebui decât să meargă. Dar este serverul central care nu e de performanță. Nu e de performanță, eu vă spun. De ce omul de rând să se ducă și să stea cu nemiluita că nu merge, să-și îl ia o rețetă? Trebuie să funcționeze la capacitatea care trebuie, dacă asta este sistemul, ce să facem noi? Așa este, e foarte greu, că vii și nu... Chiar a venit soțul meu vineri și nu funcționa calculatorul și am venit astăzi eu. În aceste condiții, medicii de familie îi îndeamnă pe pacienți să dea dovadă de răbdare și înțelegere, pentru că toate greutățile apar de la nivel central. Îi rugăm pe pacienți să manifeste înțelegere și răbdare, nu ține de activitatea noastră a medicilor, ci disfuncționalitățile sunt la nivel central, iar noi avem disponibilitate să rezolvăm cum putem cât mai repede. În momentul în care sistemul merge din nou, funcționează normal, să rezolvăm problemele tuturor pacienților. Oficialii spun însă că medicii pot acorda servicii și cu sistemul blocat. Amprenta cardului rămâne în cititor, este salvată apoi în calculatorul doctorului și în termen de 3 zile se înregistrează în sistemul informatic al Casei Naționale de Sănătate.